Craiovenii s-au obișnuit ca în fiecare weekend la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu să participe la spectacole de dans, concerte, seri de film sau teatru pentru copii. Lucrări muzicale cunoscute, semnate de Giuseppe Verdi, Johannes Brahms, Johann Strauss sau Karl Orff, au fost pe placul tuturor celor care au venit să se delecteze seara trecută. Avem parte și de plimbare și culmea e că noi venim din Podari, special ca să ne plimbăm aici, dar să urmărim și spectacolele, da. Bine venită și chiar ne bucurăm, sincer ne bucurăm și de parc și de muzică. Nu e mai pomenită ideea. O și săptămâna trecută. Am auzit că o să mai fie și o să mai vin. Orchestra Sinfonică și Corala Academică a Filarmonicii Oltenia din Craiova le-au pregătit craiovenilor arii muzicale cunoscute. Dirijorul orchestrei a fost Gianluigi Zampieri. Este pentru prima dată când Filarmonica Oltenia cântă în Teatru de Vară după ce a fost refăcut. Suntem extrem de fericiți, ne doream de mult acest lucru. Am venit și noi în întâmpinare împreună cu corul și Orchestra Filarmonicii Oltenia, cu un program atractiv pentru public, un program cu arii din opere, un program cu selecțiuni din Carmina Burana, avem un concert de Mozart cu o invitată din Coreea care studiază în Viena și care a fost încântată să se alăture publicului craiovean într-un concert în Teatrul de Vară din Parcul Romanescu. Săptămâna viitoare, pe scena Teatrului de Vară din Parcul Nicolae Romanescu, va urca trupa de teatru Fantazia de la Palatul Copiilor.